Ioana Crețu este o tânără balerină în vârstă de 18 ani, elevă în cadrul Colegiului de Arte Regina Maria. Ioana a fost recrutată din rândurile unei școli private de balet din Constanța. Pentru mine e cea mai mare reușită și n-am putut să îmi imaginez că o să ajung acolo. Este tot ce mi-aș fi putut dori. Îmi place la nebunie. Acolo, pur și simplu, este mama baletului. În această sală s-a filmat un DVD cu anumite exerciții pe care ei le-au cerut. Și în urma vizionării acestui DVD a fost acceptată pentru un an de probă și în urma selecției au fost primite doar 5 din 13 pentru programul de diplomă. Ioana și o altă tânără din capitală se numără printre cele 5 balerine din toată lumea alese de reprezentanții Academiei Balșoi. Dacă va trece cu bine peste perioada de probă de un an, Ioana va rămâne la Academia de Balet din Moscova încă 3 ani și va avea șansa unei cariere pe scena Balșoi Teatru. Am luat contact, am văzut ce înseamnă într-adevăr baletul când am ajuns acolo și a fost splendid. M-am dus la teatru, am văzut o mulțime de balerini cunoscuți și pur și simplu simt o mare plăcere când mă antrenez acolo. Profesorii sunt destul de duri cu noi, dar asta ne pregătește pentru adevărata meserie. Reușita Ioanei a fost primită cu lacrimi în ochi de către mama ei, care își dorește ca ea să ajungă pe cele mai mari scene ale lumii. Am plâns, m-am făcut plânsul când am auzit. Când am citit mail, a fost extraordinar. Și îndrumătoarea ei, fostă balerină de renume, își dorește ca Ioana să ajungă să danseze pe cele mai mari scene ale lumii. Mă bucur foarte mult pentru reușita Ioanei și eu cred că fiecare copil care muncește așa cum muncește Ioana reușește și a meritat să reușească să ajungă la o academie de balet celebră. Ioana n-a lipsit din sala de balet nici o zi. În fiecare zi a venit și a muncit cu dureri, cu febră musculară, nu s-a plâns niciodată, nu i-a fost niciodată prea mult să vină să lucreze. Am apreciat-o foarte mult, o admir, o respect pentru puterea ei de muncă și doresc tot binele din lume. Ioana practică baletul de aproximativ 5 ani, de când avea 12 ani, după ce anterior a făcut gimnastică aerobică. Prima sa reușită dintr-o carieră promițătoare se datorează multor sacrificii, restricții alimentare și zile întregi petrecute în sala de balet. Toate acestea însă au adus-o pe Ioana tot mai aproape de cel mai râvnit rol de către o balerină, cel al prințesei Odette din Lacul Lebedelor.